Astăzi, 21 octombrie 2010, la ora 7, în vederea documentării activității infracționale a 21 de învinuiți, ofițerii de poliție judiciară din cadrul IPJ Botoșani, Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Intervenție Rapide, Serviciul Criminalistic, împreună cu procurori din cadrul parchetului de lângă Tribunalul Botoșani, cu participarea comisarilor Gărzii Financiare, Secția Botoșani și având sprijinul tehnic și informativ al Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, au descins în 26 de locații din județul Botoșani, municipiul Botoșani, localitățile Răchiți, Corlădeni, Mugureni și altele, unde au efectuat percheziții și controle economico-financiare la depozite, spații comerciale și locuințe aparținând mai multor persoane juridice și persoane fizice. Scopul perchezițiilor și a controlelor economico-financiare a fost acela de a identifica și ridica instalații artizanale de îmbuteliat băuturi alcoolice spirtoase, fabricate ilicit, băuturi alcoolice depozitate și comercializate cu încălcarea legislației fiscale, țigări și alte produse accizabile, în vederea documentării activității infracționale a celor 21 de învinuiți.